Salutare din nou, dragi prieteni! Pentru astăzi v-am pregătit un documentar în care vă voi relata povestea femeii de 101 ani care a născut un copil. Anatolia Vertadella este o italiancă a cărei longevitate și spirit matern au făcut în conjurul lumii după ce a pozat cu un bebeluș în brațe. La prima vedere ai putea crede că este vorba despre un stră-strănepot, însă copilul a fost adus pe lume chiar de ea. Femeia de 100 de ani, deși este văduvă din anul 1998, a adus pe lume un copil. Deși de-a lungul vieții femeia a născut numai puțin de 16 copii, Anatolia a mai vrut să trăiască încă o dată acest miracol. Potrivit worldnewsdailyreport.com, femeia și-a făcut un transplant de ovar într-o clinică din Turcia, reușind astfel, în ciuda vârstei înaintate, să devină mamă. Intervenția a fost una intens criticată de medicii din întreaga lume, care au susținut că viața Anatoliei a fost pusă în pericol. Cu toate acestea, femeia a născut un bebeluș perfect sănătos. Iar povestea nu se încheie aici. Tatăl băiețelului are numai mult de 26 de ani, mai notează sursa citată. Femeia l-a cunoscut pe tatăl copilului ei pe internet, un tânăr care a fost de acord să fie donator. Sunt atât de recunoscătoare că am dat naștere celui de-al 17-lea copil. Acesta este o adevărată binecuvântare și un testament pentru puterea Creatorului, a mărturisit proaspăta mămică. Femeia a povestit și cum l-a întâlnit pe cel care a devenit tatăl bebelușului său. L-am întâlnit pe tatăl lui Francesco pe internet, în timp ce încercam să găsesc un tată pentru copilul meu. Acest om, în vârstă de 26 de ani, este catolic și asta este tot ceea ce contează pentru mine. Știu că nu suntem căsătoriți și că el nu va juca un rol important în viața lui Francesco, dar i-am scris papei și i-am cerut iertare, a explicat Anatolia. Cazul Anatoliei Vertadella, italianca în vârstă de 101 ani, care a născut un bebeluș, a stârnit o adevărată isterie la nivel internațional. Foarte multe persoane, inclusiv medici din întreaga lume, i-au blamat pe doctorii care i-au efectuat italiencei transplantul de ovare, chiar dacă mămica a declarat în lacrimi că le este profund îndatorată medicilor care au decis să îi facă operația. La 48 de ani, italianca a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Ani de zile am simțit că sunt nefolositoare în fața lui Dumnezeu, pentru că de când am împlinit 48 de ani și am fost diagnosticată cu cancer ovarian, nu am mai putut să procreez. Mult timp am crezut că Dumnezeu mă pedepsește pentru că am adus pe lume doar 16 copii. Dar Dumnezeu, în infinita lui bunătate, m-a ajutat să mai fiu fertilă încă o dată, a declarat Anatolia, care este o catolică convinsă. Cu toate acestea, se pare că știrea care a făcut în conjurul lumii, prin intermediul internetului, stârnind curiozitatea a milioane de oameni, cum că o italiancă în vârstă de 101 ani a adus pe lume un bebeluș sănătos, nu este deloc ceea ce pare, a reacționat cancan.ro. Fotografia este reală, dar povestea, de fapt și aceasta, pentru că nou-născutul este stră-strănepotul femeii, susțin jurnaliștii de la Cancan. Știrea este însă fake, arată într-o amplă analiză și site-ul Snopes. În primul rând, pentru că sursa originală a mai publicat știri fabricate, în căutarea senzaționalului. În al doilea rând, imaginea aparține unui utilizator al rețelei Reddit și a fost folosită fără consimțământul acestuia în fabricarea articolului. Aceasta este o imagine a copilului vărului meu, în vârstă de 2 săptămâni, un moment cu adevărat memorabil,
a afirmat persoana care a publicat poza, citată de Snopes. Printre relatările senzaționale ale site-ului World News Daily Report, s-au strecurat și alte știri false despre un copil din Filipine născut cu un stigmat, un semn pe corp, sau un câștigător la loto care a murit după ce și-a placat cu aur organele genitale, ori o tânără virgină de 14 ani care a rămas însărcinată după injectarea cu un vaccin antigripal, mai arată Snopes. În legătură cu această știre controversată, agenția de presă Radio România a făcut un amplu documentar. Potrivit sursei citate, știrea pare neverosimilă, însă având în vedere că ea a fost asumată la 23 martie 2016 de World Record Academy, care a declarat-o deja pe Anatolia Vertadela drept cea mai în vârstă femeie din lume care a născut, lucrurile par certe. Starea de graviditate în rândul femeilor înaintate în vârstă este desigur un subiect controversat și creează dezbateri aprinse, mai ales din punct de vedere al riscurilor pentru sănătatea unei potențiale mame. Dar având în vedere și preocuparea specialiștilor în domeniu, privind improbabilitatea exercitării depline a calității de mamă, cu tot ceea ce decurge de aici, pentru dificultățile inerente unei vârste înaintate. De cealaltă parte, nu sunt puține voci care susțin dreptul fundamental al femeii de a avea copii, indiferent de vârsta la care acest lucru se întâmplă. Se cunoaște faptul că fertilizarea femeilor scade cu vârsta și crește astfel și riscul de a purta o sarcină și de a naște. După un maximum de fertilitate înregistrată la mijlocul decadei a treia a vieții, femeile încep să întâmpine probleme în conceperea unui copil, iar după vârsta de 35 de ani, această capacitate se diminuează considerabil, pentru ca în perioada de vârstă 40-50 de ani să intervină menopauza, uneori mult după ce fertilitatea va fi ajuns practic la zero. Popular, relația dintre fertilitatea femeii și vârstă a primit denumirea de ceas biologic, iar apropierea momentului în care femeia nu mai poate concepe un copil a primit caracterizarea de ceas biologic care ticăie. Conform unui studiu al Institutului Francez pentru Sănătate și Cercetare Medicală, dacă la vârsta de 30 de ani, 75% dintre femei pot da naștere unui copil în următorul an și 91% în următorii 4 ani, la 35 de ani, procentele sunt de 66% pentru probabilitatea de a da naștere unei vieți în decurs de un an și 84% în următorii 4 ani, pentru ca la vârsta de 40 de ani, doar 44% dintre femei să mai poată concepe un copil în următorul an și 64% în următorii 4 ani. Desigur, în ultimii ani, medicina a făcut progrese incredibile în posibilitatea obținerii unei sarcini, chiar și după ce infertilizarea a devenit totală și menopauza s-a instalat, ajungând astăzi să vorbim, iată, de maternitate la vârsta de 101 ani. Prima etapă pe calea conceperii asistate a unui copil a fost inseminarea artificială, intrauterină, pentru care rata cumulativă de succes după aproximativ 12 proceduri este de aproximativ 75% pentru femei sub vârsta de 25 de ani și circa 70% pentru intervalul de vârstă 26-30 de ani, peste 60% pentru femei cu vârste cuprinse între 31 și 35 de ani și sub 50% pentru cele peste 35 de ani.
Toate acestea ar trebui corelate cu rata de reușită pentru o singură procedură de inseminare, situată undeva în jurul cifrei de 10% pentru femei sub 40 de ani și doar 4% pentru vârste de peste 40 de ani. A urmat perfecționarea procedurii de fertilizare in vitro, în care reproducerea asistată are loc în afara corpului femeii, iar statisticile internaționale arată că șansele de reușită finalizată cu un copil după o astfel de procedură sunt în Europa de aproximativ 33% pentru procedura cu ovule proprii, 21% pentru transferuri de embrioni congelați și ovule donate, 43% șanse de reușită. Dacă în aproximativ 58% din cazuri s-au transferat în uteri doi embrioni prin procedura FIV, rata de sarcini multiple este de 21%. În Statele Unite ale Americii, șansele de reușită prin procedura FIV cu ovule proprii sunt de 40% pentru vârste sub 35 de ani, 20% pentru femei cu vârsta de peste 40 de ani și doar 5% pentru cele ajunse la 44 de ani. Statisticienii de peste ocean au calculat și rata de sarcini multiple după fertilizare, circa 33%, dar și rata pierderilor de sarcină după această procedură, care se situează undeva în jurul cifrei de 17%. Desigur, în cazul fertilizării in vitro, trebuie pusă în discuție și puternica stimulare hormonală care trebuie administrată femeii în cauză, una extrem de controversată, care în caz de supradozaj sau de boli cronice preexistente, se poate dovedi ea însăși fatală, chiar la vârste mai mici. Este de la sine înțeles ce riscuri comportă o astfel de procedură la vârste la care biologic organismul femeii se află în pierdere evidentă de resurse. Evenimentul nașterii la vârste centenare, excepțional în fapt pentru medicina modernă, ne prilejuiește o trecere în revistă a poveștilor celor mai în vârstă femei din lume care au născut de-a lungul timpului, o retrospectivă extrem de interesantă, în care, desigur, se regăsește și românca Adriana Iliescu. 3 octombrie 1931, o femeie din Africa de Sud, pe nume Maleguel Ramagopa, născută în anul 1839, a născut gemeni la doar câteva zile după ce a împlinit 92 de ani. O știre care la acea vreme a făcut în conjurul lumii și, desigur, multă vâlvă. Doamna cu pricina a fost neoficial, timp de 85 de ani, deținătoarea titlului de cea mai în vârstă proaspătă mămică de pe planetă. Însă acest record nu este universal acceptat, având în vedere lipsa surselor de încredere care au transmis peste ani informația. "27 iunie 2008. O indiancă, Omkari Panvar, în vârstă de 70 de ani, a născut gemeni, un băiat și o fată, tot în urma unui tratament de fertilizare in vitro cu donare de ovocite, tatăl celor doi copii fiind soțul femeii, Charan Singh Panvar, în vârstă de 77 de ani. Omkari avea la acel moment două fiice și 5 nepoți. Aflând că ar putea deveni cea mai în vârstă femeie care a născut din întreaga lume, indianca a declarat că aș putea deveni cea mai în vârstă proaspătă mamă din lume nu înseamnă nimic pentru mine. Vreau doar să îmi văd copilașii sănătoși și să am grijă de ei cât timp voi fi în putere. Ea a fost oficial, în perioada 2008-2016, cea mai în vârstă femeie care a născut din lume și a rămas, evident, cea mai bătrână mamă care a născut gemeni din istorie. Noiembrie 2008, indianca Rajo Devi Lohan,
în vârstă de 70 de ani, a născut o fată, Naven, în urma unui tratament de fertilizare in vitro cu ovocite, donate, tatăl copilului fiind soțul doamnei. Baba Ral, Bala Lohan, în vârstă de 71 de ani. La scurt timp după naștere, ca urmare a unor complicații, starea femeii s-a deteriorat accentuat, fiind cu greu salvată de la moarte de către medici. 29 decembrie 2006. Maria del Carmen Bousada, din Spania, a născut gemeni, doi băieți, pe nume Pau și Cristian, la Spitalul San Pau din Barcelona, la vârsta de 66 de ani, 11 luni și 24 de zile, procedeul medical prin care femeia a rămas însărcinată a fost tratamentul de fertilizare in vitro postmenopauză, cu donare de ovocite și de material seminal de la doi bărbați. Copiii s-au născut prin operație de cezariană și au cântărit la naștere câte 1,6 kg. Familia Mariei nu a știut că femeia a mers la Los Angeles pentru fertilizare in vitro, iar mai apoi a crezut că aceasta glumește când le-a spus că procedeul a reușit și că este însărcinată. Femeia a declarat atunci: "Mama mea a trăit 101 ani și nu am niciun motiv să nu mi doresc și eu același lucru." Însă Maria avea să treacă la cele veșnice la 11 iulie 2009, în urma unui cancer la stomac, care a fost descoperit imediat după ce a născut. Ianuarie 2005. Românca Adriana Iliescu a născut o fată pe nume Eliza Maria, la vârsta de 66 de ani, 7 luni și 16 zile. În urma unui tratament de fertilizare in vitro, cu donare de ovocite, tratament postmenopauză și donare de material seminal, ea a rămas însărcinată inițial cu tripleți. Însă, la scurtă vreme, unul dintre embrioni s-a dovedit neviabil. În urma operației de cezariană, unul dintre bebeluși a fost declarat mort la naștere, însă Eliza Maria a fost norocoasă. Adriana Iliescu a deținut timp de peste un an și jumătate recordul oficial de cea mai în vârstă femeie care a născut din întreaga lume. Acum, Eliza a împlinit 13 ani, iar doamna Iliescu are 80 de ani. În iunie 2010, o altă indiancă pe nume Bateri Devi Singh a născut la 66 de ani tripleți, doi băieți și o fată, în urma unui tratament FIV postmenopauză cu donare de ovocite, tatăl copiilor fiind soțul femeii, Deva Singh, în vârstă de 64 de ani. Din păcate, unul dintre copii a murit la câteva zile după naștere. Indianca nu mai avusese copii până la acea vârstă. Pe 28 mai 2009, britanica Elizabeth Lizzie Adeney a născut un băiat pe nume Julian, la vârsta de 66 de ani, la spitalul din Cambridge. Metoda de inseminare a fost aceeași, iar materialul seminal a fost furnizat de un donator anonim din Ucraina, acolo unde s-a desfășurat și procedura de fertilizare in vitro. Elizabeth a declarat, imediat după naștere, că nu contează vârsta fizică, ci cum se simte. "În unele zile mă simt de 39 de ani, în altele de 56, spune femeia. Interesant este faptul că britanica a apelat la un donator ucrainean, întrucât soțul ei, Robert Adeney, în vârstă de 71 de ani, a refuzat să participe la procedura de fertilizare a femeii după nașterea lui Julian, acesta fiind, se pare, cauza divorțului ulterior dintre cei doi. În februarie 2011, Valentina Pitverbna, din Ucraina, a născut o fată perfect sănătoasă, de 3,3 kg și 54 de centimetri, la vârsta de 66 de ani, după același tip de tratament FIV și donator masculin anonim. Ea se află la cea de-a treia încercare de fertilizare in vitro, primele două fiind nereușite.
În aprilie 1999, britanica Harriet Stowell Rose Stoll, de 66 de ani, a născut un băiat, Henry Thomas, după ce a acceptat să fie mamă purtătoare pentru nora sa, diagnosticată cu infertilitate, care i-a donat ovocite, procedeul de inseminare fiind FIV, iar donator fiind fiul Harrietei. În octombrie 2015, nemțoaica Annegret Roenig, fostă profesoară de engleză și rusă, în vârstă de 65 de ani, a născut 4 copii după o procedură de FIV, fiind până în prezent cea mai vârstnică femeie care a născut quadrupleți în întreaga lume. Aceasta se întâmpla la 10 ani distanță după ce, la 55 de ani, femeia născuse o fetiță, care s-a alăturat astfel celor 12 copii pe care femeia îi mai avea, 5 fete și 7 băieți, născuți din 5 tați diferiți și celor 6 nepoți. Culmea este că fetița pe care a născut-o la 55 de ani a fost concepută pe cale naturală. Revenind la povestea femeii de 101 ani care a devenit mamă pentru a 17-a oară și care a impresionat o lume întreagă, nu știm dacă este o poveste falsă sau una adevărată. Cert este că imaginile cu italianca Anatolia Vertadela au devenit virale pe net. Cu aceasta mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!